Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cultura în Imagini. Iată că astăzi am schimbat puțin decorul și ne aflăm la Coloana Fără Sfârșit. Alături de mine se află un om care are o pasiune aparte. Despre ce este vorba aflăm chiar în minutele următoare. Așadar, alături de mine se află Ionuț Mircea Catrina, profesor de limba și literatura română, jurnalist și totodată colecționar. Colecționar, într-adevăr, sărmâinile, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru prilejul de a expune câte ceva despre pasiunea pe care o am, pasiune pe care și alți oameni o împărtășesc. A colecționa, căci despre colecție este vorba, a colecționa reprezintă pentru multă lume o necunoscută, reprezintă pentru multă lume o chestiune ciudată. Nu vă spun că inclusiv soția spune deseori că sunt un ciudat și că arunc bani. Eu consider că investesc în egală măsură pentru viitor. Despre ce anume este vorba, sunt pasionat de a colecționa monede și bagnote, sunt așadar pasionat de numismatică, un domeniu destul de complex, vast și care solicită la un moment dat, pe lângă timp, și foarte mulți bani. Căci, până la urmă, totul se rezumă la capitolul bani, fie că sunt vechi, fie că sunt noi, în domeniul numismaticii. Vă simțiți un om bogat? În primul rând, spiritual, pentru că a colecționa monede, bagnote din cele mai vechi timpuri și până astăzi reprezintă, fără să-ți fi propus neapărat chestiunea aceasta, o cale de a cunoaște trecutul, de a cunoaște cultura, de a cunoaște tradiții, de a cunoaște amănunte din istoria popoarelor. Poate uneori vorbim de entități care au dispărut și care astăzi, sau de la care astăzi au mai rămas doar urme. În egală măsură, da, în plan financiar pot să spun că se adună acolo, cum spuneam anterior, e o investiție pe care vreau să o las urmașilor. În același timp n-aș vrea să fie nevoiți vreodată să vândă ceea ce încerc să agonisesc de-a lungul vieții. Chiar mi-aș dori ca fiica mea să ducă mai departe pasiunea și să sporească colecția. Ce va fi însă pe viitor vom vedea. De când aveți această pasiune? La modul profesionist, să spun așa, undeva la 7-8 ani profesionist, iar la modul amator încă din clasele mici. Eram în clasa a doua când am început să adun monede, bagnote, evident românești în primă instanță, pentru că mi-erau la îndemână, le luam din circulație. După care am luat o pauză bunicică de la colecționa. Întâmplarea face ca în urmă cu circa 7 ani, să zic 8 ani, am regăsit accidental cutia cu vechile amintiri din copilărie și a fost așa ca o sclipire și m-am reapucat de această pasiune veche. Pasiunea pentru numismatică este dublată evident de pasiunea pentru istorie. Este foarte greu să fii pasionat de numismatică dacă nu ești aplicat spre istorie. Cumva se îmbină cele două elemente și cele două direcții și una fără cealaltă este văduvită, fără discuție. Spuneam mai devreme că este o pasiune costisitoare. Aș vrea să îmi explicați oarecum termenul ăsta costisitor în acest context. Of, grea întrebare și în egală măsură dificilă, pentru că dacă ar fi să fiu 100% sincer, cu siguranță aș avea probleme cu soția care mi-ar reproșa. Voi încerca să fiu atât cât îmi permite, să spunem, bugetul de venituri și cheltuieli. Da, este o pasiune costisitoare în ideea în care până la un punct se presupune că te apuci de colecționat monedă România. Da? Asta înseamnă undeva după 1867 până în zilele noastre. Majoritatea pieselor sunt acceptabile ca preț, le găsești în piață, să spun așa, la diversi colecționari sau chiar dealeri, pentru că mulți sunt dealeri, nu sunt colecționari, le găsești la prețuri rezonabile, însă la un moment dat inevitabil ajungi la prețuri exorbitante. Să vă dau un singur exemplu, există un 5 lei 1881 cu a șasea stea pe a șasea rază muchie întoarsă, care ajunge undeva între 5 și 6 mii de euro. În ideea în care sunt 6 variante, la 5 lei 1881
e destul de problematic să dai 5-6 mii de euro și cu siguranță nu multă lume poate să înțeleagă această chestiune. Iarăși un preț exorbitant, că toți suntem la capitolul România, avem 5.000 de lei CAR, bacnota de valoare nominală maximă emisă de Comandamentul Armatei Roșii în 1944, în cele 3-4 luni cât au circulat ca monedă de plată aceste bacnote. La un moment dat era pe un site de vânzări online la 5.000 de euro, a stat ani buni, după care probabil vânzătorul a retras-o. Este o pasiune costisitoare. Inevitabil ajungi la punctul când ai luat tot ce se putea lua la un preț rezonabil, ai două variante, te oprești, dar te vei simți neîmpăcat sufletește, sau faci tot posibilul, te zbați să treci dincolo la piesele cele cu adevărat scumpe. Vă ascult în acest moment și îmi dau seama că noi, cei care nu avem această pasiune, nu cunoaștem valoarea banului, sau cel puțin nu a banului, care este cumva legat și de istorie. Așa este, ne limităm la a mânui zilnic o bucată de plastic mai nou, acum ceva timp hârtii sau metalul, fără a ști cu adevărat de unde vine acest obiect. Puțină lume știe că efectiv, ca valoare recunoscută din istorie și până în zilele noastre, moneda a fost cea care dădea, să spunem, repet, valoare oricărui tip de tranzacții. Bancnotele, așa cum le spune și numele bank note, însemnau note de bancă, ele au fost cumva un fel de garanții în băncile momentului respectiv că există lichiditate în monedă. Dacă ar fi să analizăm până la capăt ideea și să concluzionăm în egală măsură, valoarea banului este dată de-a lungul istoriei și chiar și în zilele noastre de ceea ce înseamnă monedă în argint și aur, pentru că, iarăși foarte puțină lume cunoaște acest aspect, rezerva monetară a unei țări, întreaga rezervă a unei țări este calculată în ceea ce înseamnă greutate în aur, respectiv argint. Din istorie și până în zilele noastre s-a pierdut cumva ideea. Dacă în timpurile străvechi monedele erau făcute preponderent din metale considerate astăzi prețioase, ulterior s-a trecut la tot felul de alte metale, ajungându-se la tot soiul de aliaje și de compoziții. Și mi-am amintit acum, chiar avem ca o curiozitate, există un set de monede din Transnistria, regiunea separatistă din Republica Moldova, nerecunoscută de către frații noștri moldoveni. Un set de monede până la 10 ruble dintr-un metal compozit plastic cu ceva. Deci au efectiv imaginea unor jetoane, fiind chiar într-o formă destul de comică, a unor figuri geometrice. Ei, cu acele monede poți cumpăra. Evident, nu cred că este nimeni nebun să iasă cu ele în piață să-și cumpere, nu știu, pâine. Însă ele au o valoare de piață recunoscută ca atare prin inscripționarea pe una dintre fețele monedei. Următoarea întrebare este adresată, să zic așa, hoților. Aveți monede de aur acasă, că tot spuneați? Asta e un domeniu la care pot să vă răspund cu foarte mare sinceritate. Nu am evitat să investesc în monede de aur. În primul rând, ele reprezintă o tentație pentru cei care ar fi interesați să spargă o casă. Și în al doilea rând, n-am considerat o investiție utilă la momentul acesta. Am o singură moneduță, dacă i-am putea spune așa, o să vă și arăt că ce-am luat-o cu mine. Recent mi-a venit, este o ediție aniversară emisă în 10.000 de bucăți, un dolar singaporez, cu un diametru de 7 mm și 0,3 grame, o piesă destul de scumpică, dacă îi putem spune așa, în ideea în care doar 10.000 de exemplare au fost bătute. Este o calitate proof, o calitate strict pentru colecționari și nu multă lume o are. Sunt piese de aur, inclusiv în numismatica românească au fost bătute piese de aur, vorbim după momentul 1867 încoace. Poate cea mai accesibilă la momentul acesta pentru mine, dar totuși am preferat să nu investesc în ea, reprezintă piesa cunoscută în rândul colecționarilor drept Ardealul nostru, o piesă micuță ca dimensiuni, o piesă aniversară,
estimată undeva la circa 1100 de lei. Pentru o piesă micuță e totuși destul de mult, dar fiind o piesă românească, probabil orice colecționar și-o dorește în colecția personală. Eu stăteam acum și calculam așa, deși nu prea mă pricep la matematică, îmi făceam așa un calcul în minte, cam ce presupune, cam ce sumă presupune ca un tot unitar colecția dumneavoastră. O întrebare foarte grea. O întrebare grea în ideea în care am renunțat de mult la mai face calcule, nici nu cred că le-aș putea face cu foarte mare precizie. De ce? Mi s-a întâmplat să cumpăr sau să iau de la diverse persoane piese la o anumită valoare, să spun, nu știu, 20 de lei sau 30 de lei sau 1,5 milioane în lei vechi, evident. Și valoarea piesei respective să fie mult peste. Asta este marele avantaj al colecționării monedelor și bagnotelor. Aproape fără excepție, valoarea unei piese, dacă este păstrată în condiții decente și nu îi aduci prejudicii materialului respectiv, este imposibil să nu crească în timp. Unele pot să crească foarte rapid și pe termen scurt, la altele este nevoie să treacă niște ani sau chiar zeci de ani pentru a le crește valoarea. Cert este că numismatica poate reprezenta și o sursă de investiție pentru cei interesați să facă acest lucru, dar în primul rând eu cred că trebuie să fie o pasiune. Nu este suficient să vinzi și să cumperi. Cred că pentru sufletul tău, dacă ești cât de cât aplecat spre numismatică, trebuie în primul rând să colecționezi. Valoarea colecției mele, cu aproximație și cu un foarte mare subiectivism, este undeva între 10 și 20.000 de euro, să zic. Dar asta ar însemna ca toate piesele pe care le-am estimat eu acum să le și pot vinde la o adică dintr-o dată. Lucru destul de greu pe piața din România, în ideea în care oamenii de obicei, colecționarii, caută să-și întregească ceea ce nu au, să-și întregească colecțiile cu piesele pe care nu le au. Nu multă lume este dispusă să dea acești bani dintr-o dată pentru a cumpăra o colecție întreagă, de aceea e destul de dificil să poți să vinzi o colecție întreagă pe o piață. Nu găsești foarte ușor o persoană dispusă să arunce acești bani. Și evident, toată lumea vrea să dea cât mai puțin pe o colecție cât mai bogată. E mercantilism aici. Negociază banii, să spunem așa. Da, negoțul a fost o formă primitivă de manipulare a celuilalt. Până la urmă, cum s-au schimbat mărfurile între persoane, știm cu toții, citind istoria. Dar inevitabil totul s-a rezumat până la urmă la capitolul bani. Stăteam acum și mă gândeam la ce a însemnat, de exemplu, moneda în cele mai vechi timpuri. Sunt insule pe care s-au găsit pietre șlefuite de dimensiuni impresionante și care reprezentau monedă locală. Deci imaginați-vă ce înseamnă să rostogolești 5 astfel de monede, fiecare cu o greutate de, nu știu, 150-200 de kilograme, să te duci la piață sau să intermediezi o tranzacție. Bani grei, am putea spune. Bani foarte grei. Astăzi s-a ajuns, iată, la plata electronică, eliminându-se practic bani. Nu mai vezi culoarea banului. Fizic, da, sunt câteva state, să spunem, avansate din acest punct de vedere, în special statele scandinave, Suedia, Norvegia, Danemarca, ce au implementat un sistem destul de performant din punct de vedere al plăților electronice și se estimează că Norvegia, de exemplu, va renunța complet în 2025-2030 la ceea ce înseamnă banii fizici. Este o realitate. Cum la fel de trist, din punctul meu de vedere, și cred că nu sunt singurul, este și faptul că odată cu apariția Uniunii Europene s-a renunțat la banii naționali, să spunem așa. Nu neapărat că este o dramă că s-a trecut la euro, dar s-au pierdut monede, s-au pierdut bagnote, s-au pierdut tipologii de bani foarte, foarte frumoase. Sigur, este plăcut să colecționezi și monede euro sau bagnote euro pentru cine ține neapărat să facă acest lucru, dar parcă nu mai este plăcerea aceea de a avea lirele italienești, de a avea francii francezi, de a... Nu aveți în colecție asta.
La ce anume vă referiți? La cele de euro? Nu strâng bancnotele de euro, chiar nu le colecționez, pentru că și aici sunt emise de țările respective. Ele diferă prin tipologia seriei și să strângi, să spunem, hârtia de 500 de euro emisă de 13 state, mi se pare o investiție puțin inutilă. Evident, pentru cine are de aruncat niște bani, pentru cine are de înfundat niște bani undeva, da, poate să facă acest lucru. La fel avem discuția și la cele de 50 de euro și sunt 3 semnături. Mai nou a apărut și versiunea a patra a hârtiei de 50 de euro cu elementele de siguranță. E o investiție mare și sincer nu-i văd sensul decât în contextul în care, să spunem, nu știu, peste 2 ani dispare Uniunea Europeană și atunci o să fie bătaie pe ceea ce a rămas din Uniunea Europeană. Colecționez în schimb aici monedele, cele pe care mi le permit și pe care le găsesc foarte multe în circulație, cele mai diverse ca tipologie și ca țară emitentă sunt cele de 2 euro. Fiecare țară care are dreptul de a bate monedă euro emite cel puțin 2, dacă nu chiar 3 emisiuni monetare aniversare sau comemorative și de aici și diversitatea monedelor de 2 euro. Marele avantaj a celor care lucrează sau merg foarte des afară este că astfel de monede în principiu le găsești în circulație la ei. Mai greu găsești, să spunem, statele liliputane sau statele exotice. Andorra, care de la 1 ianuarie 2014 are monedă euro. Mai greu găsești Malta, să spunem, emisiunile aniversare sau comemorative, Luxemburg, Monaco, dar celelalte sunt ușor de identificat în piață, îți trebuie doar răbdare. Te poți trezi cu monedă de, și recent am avut în astfel de caz un bun prieten care merge des în Germania, mi-a trimis o poză cu o monedă de 5 euro, monedele de 5 euro n-ar trebui să scape în circulație, dar totuși i s-a dat rest la un hipermarket în Germania, m-a întrebat. El nu colecționează, mi-a făcut poză, m-a întrebat dacă o vreau, evident am primit-o, i-am plătit exact contravaloarea la cursul BNR-ului. Sunt și astfel de situații, să spunem, plăcute, când poți găsi în piață valori mai mari sau monede mai răruțe. Dar una peste alta, a colecționa monedă euro este infinit mai facil pentru cei care au contact direct cu ce înseamnă spațiul Uniunii Europene. Aș vrea să vă întreb, pentru că mai devreme îmi spuneați că de cele mai multe ori cumpărați aceste monede de la dealer sau de la alții colecționari. Cât ați așteptat cel mai mult pentru a primi o monedă sau cât ați negociat-o de mult? Și după aceea aș vrea să-mi spuneți și dacă există, eu știu, vreo monedă sau vreo bancnotă pe care ați dori-o și n-ați reușit să o aveți până acum, deși asta este o întrebare. Păi să o luăm cu începutul. Cel mai mult am stat după un colet ce trebuia să-mi vină din Venezuela, la un schimb cu un băiat de acolo. Din februarie, de când mi-a arătat că a trimis coletul către mine, până undeva la jumătatea lunii august, s-a întâmplat ca în perioada respectivă să fie incidente destul de urâte în Venezuela. A stat 4 luni strict în aeroport, n-a plecat coletul, îmi luasem gândul, nu era o valoare foarte mare la acele monede și bancnote, dar era primul meu schimb cu acea persoană și era mai mult, să spunem, nerăbdarea așteptării de a vedea ce am primit. Până la urmă a fost ok, le-am primit în august și el a fost foarte mirat când i-am spus că în sfârșit a ajuns coletul, pregătise între timp al doilea, se ruga să nu întâmpine aceleași probleme. Una peste alta, acesta a fost cel mai lung timp de așteptare pe care l-am avut față de un colet, pentru un colet sau pentru o tranzacție. Negocierile cu, haide să numim colecționari, pentru că cu dealerii nu poți să negociezi, cei care doar vând și cumpără, nu ai ce să discuți cu ei. Pentru că nu cunosc nici valoarea, presupun, și atunci. Da, o cunosc foarte bine și tocmai de aceea nu vor să renunțe deseori sau mai au, nu știu cum să o numesc,
curajul de a cere niște sume exorbitante pentru piesa respectivă. Și am un eveniment în cap absolut recent. Zilele trecute am văzut o tranzacție pe un site de socializare unde actuala monedă de 50 de bani 2017, cea care marchează 150 de ani de la momentul 1867, când apar primele monede românești, s-a vândut, repet, un grup de pe site-ul de socializare cu 80 de lei. În condițiile în care prețul la BNR, la acea monedă, a fost de 9,50 lei fără TVA. Cât să fie cu tot cu TVA, până la 80 de lei, cu că să am monedă de 50 de bani, e cale lungă. Ce-i drept, este o ediție limitată, o ediție în câteva mii de bucăți. Două dintre ele le-am și eu de ieri, mi-au venit, dar cu siguranță pot să vă spun că n-am plătit 80 de lei cât s-a derulat tranzacția respectivă. Mi se pare uneori că se sare calul în ceea ce... Voiam să vă întreb, ați plătit 80 de lei pentru 50 de bani? Nu, nu, nu. Și mai spuneți că femeile dau banii mele? În ultimii ani, să spunem că mi-am revizuit atitudinea privitor la cheltuielile feminine, ca o paranteză. Nu, deseori mi se par de-a dreptul nesimțite prețurile care se cer, dar știți cum e, în economia de piață nu e prostă la care dă, e prost... Da, corect, corect. Până la urmă, cum se înțeleg cele două persoane, rămâne de discutat. Nu, eu le-am luat la un preț mai mult decât decent și am plăcerea de a rămâne cu una în colecție, cealaltă o voi trimite unui bun prieten în Republica Moldova, căruia i-ar fi destul de dificil să intre în posesia acestei monede. Ele sunt emise sau puse în vânzare la sucursalele BNR din marile orașe și aici există un cerc, să-i spunem, mai mult sau mai puțin vicios. Există colecționari sau dealeri care au relații strânse cu domnii de acolo și în momentul în care se anunță punerea unei noi monede în vânzare, deși oficial ea se pune mâine în vânzare, mâine la ora 9, dacă te înființezi la ghișeu, nu mai avem. Ceea ce iarăși mi se pare tipic România. Românesc. Da. Aș vrea să vă întreb dacă ați reușit să creați așa legături și în alte țări, pentru că îmi spuneați și de băiatul din Venezuela și totodată să îmi spuneți, efectiv mă gândesc că nu stați toată ziua pe site-urile unde discută colecționarii, cum circulă aceste zvonuri atunci când apare o monedă din asta, ediție limitată sau cum aflați efectiv? Da, relația pe care am dezvoltat-o cu foarte mulți colecționari este una benefică pentru ambele părți, și pentru mine și pentru ei. Pe lângă faptul că facem schimburi, vindem și cumpărăm, schimbăm informații, este foarte util să primești o informație pe care nu o știi sau la care nu aveai acces. Cum aflăm aceste informații privitor la apariția unei noi emisiuni, să spunem, monetare? De când cu tehnologia, fiecare bancă națională sau chiar bănci private, pentru că vorbim și de bănci private care emit monedă sau bancnotă, există acele site-uri personale ale băncilor pe care noi le cam cunoaștem și de acolo distribuim informația. Problema apare atunci când, să spunem, la anumiți colecționari ajunși la o vârstă venerabilă și care poate au mai greu acces la mediul electronic care să le permită o valorificare a informației, însă întotdeauna este o plăcere să discuți cu ei, cu persoanele în vârstă, chiar dacă uneori sunt mai reticente, poate mai recalcitrante, dar întotdeauna afli chestiuni și de la ei. Multe dintre informațiile pe care le știu anumiți colecționari ajunși și la o vârstă, poate nu sunt prinse în catalogele de specialitate, pentru că și noi lucrăm, dacă putem spune așa, cu cataloge numismatice făcute de alți oameni pasionați, ni le multiplicăm. Dacă un prieten nu poate să aibă acces la un catalog, iar eu l-am, evident, îl xeroxez, îl scanez și îl trimit în format electronic. Modalități sunt de a ține legătura și de a schimba informații, în ideea în care tehnologia ne oferă în anul de grație 2017 suficiente modalități de a comunica. Este, spuneam în debutul emisiunii, o pasiune frumoasă, o pasiune care aduce multe beneficii, cei drept și financiare, dar preponderent morale, sufletești.
Aș vrea să-mi arătați puțin și din micile comori pe care le aveți acolo, însă după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit în cadrul emisiunii noastre, alături de noi se află Ionuț Mircea Catrina, colecționar, așa cum spuneam înainte de pauza de publicitate. Am dorit să ne arătați puțin din colecția dumneavoastră și să ne și explicați ce semnificații au ele, de unde provin aceste monede. Da, mi-a fost foarte greu să fac o selecție pentru că atunci când ești pasionat de numismatică, aproape toate piesele prezintă o valoare pentru tine, de aceea e o întrebare grea când lumea ți se adresează care e cea mai atractivă, prețioasă, dragă piesă din colecție. E o întrebare foarte grea, toate sunt aproape la fel de dragi. Am încercat să vă aduc astăzi piese diversificate din momente și, să spunem, episoade distincte. Am aici, în primul rând, o piesă, cu siguranță ați văzut filmul Braveheart, Edward I, porecriși și Longshank, picioare lungi. Unul dintre, să spunem, regii problema ai Angliei în relația cu Scoția, și astăzi știm că sunt probleme acolo, dar nu de natură militară. Am aici un penny, emis în timpul lui Edward I de monetăria Canterbury, o piesă care încapsulată și gradată de firmele de specialitate de peste ocean, mă refer aici la America, este destul de scumpicică, undeva doar gradarea și încapsularea este 25-30 de dolari, cu tot cu starea piesei, pentru că aceasta este o piesă very fine, sare de 150 de euro garantat. Eu n-am luat-o la, chiar la suma maximă, dar este o investiție. În egală măsură, pentru că tot vorbeam de ce a însemnat ediția aniversară, da, 150 de ani de la întemeierea sistemului monetar național românesc, am două piese, vă spuneam că una va pleca spre Republica Moldova, două piese care pe revers l-au pe Carol I, pe avers o imagine a monedelor de la 1 ban la 10 bani, un banu cum era atunci, 1867, 2 bani, 5 bani și 10 bani, ambele în două monetării, în Marea Britanie făcute aceste monede, Heaton și Wharton Company. Cele mai scumpe piese, apropo de momentul 1867, sunt cele de un ban 1867, aproape ca niște ghighilici, foarte, foarte mici, dar foarte, foarte scumpe. Ca o picanterie, una dintre acele piese de un ban am reușit să mi-o cumpăr dintr-un bilet la pariuri, costa 100 de euro și am avut șansa de a face absolut întâmplător cu 5 lei, undeva la 500 de lei, și mi-am permis ca a doua zi să merg să-i depun omului banii ca să-mi trimită moneda respectivă. Mai sunt și astfel de, să spunem, momente frumoase în viața omului. Aici este acea moneduță de 1 dolar singaporez de care vă spuneam, ea este foarte, foarte mică, cu un diametru de 7 mm și 0,3 grame, o puritate de 999.9. Un dolar singaporez ce marchează anul lunar, anul șarpelui lunar, o monedă emisă de statul Singapore, de monetăria statului Singapore, în doar 10.000 de piese. O plăcere să o ții în acest format de prezentare, în ideea în care este într-o stare BU. Asta înseamnă mai mult decât necirculat, înseamnă o polișare, dacă îi putem spune așa, a piesei cu o tehnică specială ce îi dă un cu totul alt design, o altă înfățișare față de o piesă obișnuită. Sunt monedele proof, la asta se referă termenul respectiv, ele în principiu sunt destinate strict colecționarilor, din păcate mai scapă în circulație astfel de monede, evident starea lor se deteriorează și valoarea lor rămâne una mult sub cea pe care o aveau inițial. Prezentați mai devreme și îmi spuneați că inclusiv în lagăre existau anumiți bani care erau folosiți chiar pentru români. Aș vrea să ne arătați și o parte din ceea ce aveți acolo în portofoliu. Am adus aici câteva chestiuni privitor la acest aspect. Așa cum știți, istoria a fost deseori crudă cu învinșii, cu cei care erau capturați de către inamici.
Germania a dezvoltat un astfel de sistem destul de interesant, în ideea în care pentru în lagărele de concentrare respectivă, unde țineau prizonieri de diverse naționalități, pentru a-i face cumva să nu se socializeze, că e mult spus, pentru a-i face cumva să interacționeze cât de cât eficient și să nu se mai simtă chiar așa, au creat bani cu titulatura, bani de hârtie preponderent, cu titulatura banilor din țările de origine ale acestor prizonieri. Am aici, din păcate, până la momentul acesta doar câteva piese, dar vă promit că în viitor, dacă voi da de ele la un preț rezonabil, voi mai achiziționa și altele. Avem aici o bagnotă de 25 de bani, fünfzig bani, emisă pentru a fi utilizată de către prizonierii români. Mai jos, iarăși, pentru 10 fönici, se vede scris că este pentru români, și o variantă de 5 fönici pentru prizonierii ruși din lagărele de concentrare. Cum spuneam, nemții s-au gândit la foarte multe aspecte numismatice, deși nu știu dacă neapărat asta aveau în cap. Germania, având o istorie foarte bogată în ceea ce înseamnă numismatica și emisiunile monetare. Să nu uităm că Germania, de exemplu, sau în Germania s-a pus în practică cel mai complex sistem de bani locali, așa numitele Notgelduri, bani de necesitate, emiși undeva între 1919 și până la finalul 1923, când după război Germania a ieșit financiar vorbind și economic destul de șifonată, până veneau banii de la guvernul central și care oricum se devalorizau foarte rapid, adică ce astăzi cumpărai de dimineață cu 5.000 de mărci, de seară luai cu 50.000 de mărci sau chiar sume galopante. Creșteau exponențial. Ei, comunitățile locale, primăriile de orașe, primăriile de comune chiar, au găsit soluția de a emite acești bani locali, cum le spuneam, notgelduri, preponderent în format de bagnotă, de hârtie, dar există foarte multe și în formatul clasic al monedei. Puteau fi folosiți acești bani locali strict pe teritoriul, pe raza administrativ-teritorială a respectivei comunități. Nu puteai, de exemplu, să mergi de la Stuttgart să cumperi cu banii emiși de primăria Stuttgart să te duci la Köln să cumperi. Clar nu. Acolo trebuiau folosiți banii mici de guvernul federal, de guvernul central, însă, v-am spus, cum se devalorizau de dimineața până seara, era o mare problemă. Germania și Austria au, cu siguranță, cel mai complex sistem de notgelduri, un sistem ce te face astăzi aproape, sau care duce astăzi aproape la imposibilitatea de a strânge toate notgheldurile, să spunem, germane sau austriece. Se estimează, din ce am găsit în catalogele de specialitate din Germania, undeva la 68.000 de notgelduri diferite. Acești bani locali, nu cred să-i aibă cineva pe toți, pentru că nu văd cum ar fi putut să intre în posesia tuturor. Unele piese ajung iarăși la prețuri exorbitante și nu-ți permiți, nu ai cum fizic să mergi să strângi din toate comunele Germaniei emisiunile care au circulat la momentul respectiv. La Austria situația este o idee mai bună, în sensul în care nu sunt chiar 68.000 de diversități, să le spunem, numismatice locale, dar și acolo avem, cred că la jumătate, lejer. Această chestiune cu notgheldurile sau cu banii locali, bani de urgență, a funcționat și în România. A mers foarte bine în Franța, a mers foarte bine în Portugalia și acolo avem câteva emisiuni locale. Dacă îmi permiteți, am banii românești, aceia care... Da, banii românești. Avem aici seria completă, 10, 20 și 50 de filări, emisi de primăria orașului Timișoara. 1919 este anul în când a fost emisă această serie. O serie care în starea aceasta duce undeva la 200, să zic, 250. Într-o stare superioară, calitativ, evident, prețul crește. De asemenea, tot în ceea ce privește emisiunile locale, avem aici un soi de bani care au funcționat cu putere circulatorie în Bucureștiul
aflat sub ocupație germană. Aici avem emise o serie, o dublă serie de fapt, pentru că ele sunt diversificate, probabil dintr-o eroare. Avem o serie de 5 bani și de 10 bani emise de Societatea Comunală a Tramvaielor București. De ce spuneam că o serie diferită sau o dublă serie? Remarcăm aici serie cu literă mică, serie cu literă mare, iar aici pe verso, nu le scot acum pe cele de 10 bani, există un imprimeu care pe cealaltă piesă nu se regăsește. Deci atunci o diversitate, am în lucru o cercetare asupra acestor, să spunem, erori sau diversități la emisiunea respectivă, însă e destul de dificil, nu găsești informații. Cine să-ți mai poată spune la 1918 sau să-ți dea detalii, da. Iar în cărțile de specialitate nu se face referire. Pentru că banii locali reprezintă o necunoscută, o provocare prea mare pentru cei pasionați de numismatică pentru a mai face cercetări ulterioare. Oamenii le colecționează și atât, dar fascinant este să afli cum au fost emiși, de câte feluri au fost emisiunile respective. Afli povestea. Până la urmă, și pentru că spuneați de cercetare, aș vrea să vă întreb, pentru că văd că sunteți un adevărat atlas de istorie, odată cu această pasiune, vă informați înainte de a obține o anumită piesă din colecția dumneavoastră sau ulterior, după ce o obțineți și încercați oarecum să aflați cât mai multe detalii? Ambele variante reprezintă un răspuns. Deseori se întâmplă să împice în mână sau să văd poze, să aflu detalii despre o piesă, încerc să fac rost de ea, după care să fac muncă de cercetare și să caut să întregesc colecția, dacă sunt mai multe piese în colecție sau seria respectivă, dar la alte piese, evident, caut detalii înainte, în așteptarea unei oportunități de a prinde poate piesa respectivă la un preț mai bun, pentru că v-am spus, unele sau pe unele piese se cer niște sume incredibile. Ca o estimare, făceam un calcul cu niște prieteni numismați din România pentru a putea spune că ai România la bancnote, ceea ce oricum este aproape o utopie, căci sunt emisiuni, la, să spunem, la o singură valoare de 1000 de lei sunt 10 emisiuni. Gândiți-vă că piesa respectivă costă, fiecare emisiune costă 200, 300, 400 de euro, 10 emisiuni. Bun, să presupunem că ai avea banii respectivi, dar e posibil să nu reușești să găsești toate acele date de emisie. E foarte complex. Revenind, spuneam că undeva la 1 milion, probabil și jumătate de euro, îți trebuie pentru a afirma că stai foarte, foarte, foarte bine spre complet la ceea ce înseamnă emisiune de bancnotă românească de la 1867 încoace, de fapt de la 1881 încoace până în zilele noastre. Colecțiile nu se rezumă doar la România, de asta mulți prieteni au renunțat treptat la alte țări, au renunțat poate și la monedă în favoarea, să spunem, bancnotelor. Eu am încercat, atunci când am devenit profesionist, să acopăr un spectru cât mai larg de monedă și bancnotă, adunând în primă instanță orice. Nu este o variantă pe care aș recomanda-o celor care ar dori să se apuce de numismatică. Îți omoară nervii, îți omoară timpul, îți omoară banii și nu vei putea spune sau nu vei putea fi împăcat vreodată spunând, uite, am terminat seria asta. Aș recomanda, să spunem, colecționatul pe țări, pe perioade istorice, pe, nu știu, altă zonă de interes, dar sub nicio formă nu tot ceea ce prinzi, căci nu are sens până la urmă. În afară de România, ce țări se regăsesc în colecția dumneavoastră? În afară de România, ce reprezintă un, să spunem, punct central de interes și la monedă și la bancnotă, strâng majoritatea statelor mari ale Europei, Germania, Franța, Rusia, pentru că au un design extraordinar toate aceste monede, în special bancnote. Acum vorbim de bancnote. Pe lângă bancnotele preponderente din Europa, colecționez SUA, colecționez Canada, spațiul britanic cu tot ceea ce înseamnă, pe lângă Marea Britanie, ceea ce înseamnă, să spunem, anumite foste colonii sau dominioane, pentru că nu multă lume știe, Canada a fost intitulată chiar așa, Dominion, până mult încoace, după 1950.
Am în, de asemenea în colecție o frumoasă, să spunem, panoplie de bagnote turcești, inclusiv otomane, 1911, când Turcia se afla în plină, să spunem, degringoladă și plină reorganizare administrativă teritorială. Dacă îmi permiteți, am selectat o parte dintre ceea ce înseamnă primele bancnote franțuzești emise imediat după Revoluția franceză. Piese destul de greu de găsit în stările de aici, piese care pentru noi românii au un preț aparte, nefiind chiar la îndemâna noastră. Valori diferite, semnături diferite sau date de emisie diferite sunt ceea ce înseamnă părinții bancnotelor franțuzești, piese foarte, foarte interesante și pline de istorie. Adică, iată aici, legea 24, din 24 octombrie 1792, la foarte puțin timp după Revoluția franceză. Evident, aici, iată, două aceeași semnătură, dar ca dată de emisie diferită. Sunt, iată, și valori mai mari ca nominal, 50 de livre, 100 de franci. Și acum vine seria, nici de cum completă, pentru că cele de 5 livre au cunoscut foarte multe semnături. Iată, toți cei care s-au ocupat într-un fel sau altul de administrarea și de semnarea banilor respectivi. O mare problemă la aceste asiniate franțuzești cu precădere, pentru că așa se numesc ele, asiniate, iarăși bani de necesitate, dacă putem spune așa, o reprezintă falsificarea. Au fost falsificate aceste bagnote încă de atunci, așa că astăzi e destul de greu, dacă nu ai aparatură de specialitate, să spui cu certitudine, da, sunt autentice. Următoarea întrebare, după ce ați fi terminat, chiar asta era, văd ca un design foarte simplu, care zic eu că poate să fie falsificat. Cum le diferențiați? Cum reușiți? Au un semn aparte care... O provocare, pentru că la momentul respectiv metodele erau destul de primitive, de contrafalsificare sau de combaterea falsificării. Nu știu dacă se vede, ele au aceeași ștanță. Cu ochiul liber este vizibil, nu știu dacă se vede și așa, au acea ștanță, uneori chiar dublă, și aici și aici, pentru a preveni falsificarea. Cele care erau emise efectiv de autoritatea centrală erau imprimate. Este ceea ce astăzi numim timbru sec, de se pune pe documentele oficiale, diplome și așa mai departe. Tot aici am selectat, iată, una dintre primele bagnote aparținătoare statului Azerbaidjan. 1920 este anul, o piesă destul... Ce design complex are față de cele pe care mi le-ați arătat? Da, da, și... da, pentru că vine din, să spunem, zona de influență a Rusiei, Rusie care, iarăși, stă foarte bine la capitolul numismatică și plăcerea colecționatului. Aici avem bagnote imprimate, sunt bagnote rusești, iată, cu dată de emisie 1905, dar imprimate cu semnele statului Tanu Tuva, o fost republică sovietică, un stat care a fost luat cu asalt, ocupat și transformat în republică sovietică. Iată valoarea de 3 ruble, de 5 și de 10 ruble. Vedem ștanțarea, să-i spunem, imprimarea, overprint-ul, cum îl numim noi, al statului Tanu Tuva. Și aici este o problemă cu falsificatul. Mai nou s-au găsit, să spunem, ștanțele respective și se aplică de către persoane interesate această ștanță, existând, să spunem, riscul de a cumpăra falsuri. Cu certitudine, atunci când cumperi o bagnotă, nu poți să spui da, e falsă, da, nu e falsă. E destul de dificil de identificat, revenind la ceea ce mă întrebați anterior, de identificat în ideea în care nu ți-e suficientă o lupă, fie ea și performantă, ci trebuie să ai cunoștințe mult mai vaste. Și România a avut emisiunile de circulație, să spunem, maghiară sau austriacă, pe o parte și pe cealaltă, unde iarăși s-a aplicat ștampilă falsă de către cei, în special încoace, după 1989, de către cei obișnuiți să facă un ban mult, mult prea ușor. Aici avem unele dintre primele bagnote emise de statul Ucraina, piese iarăși ce au tipologia bagnotelor sovietice sunt. Este o adevărată plăcere să colecționezi statele rusești sau fostele state rusești. Și dacă îmi permiteți, trecem la ce înseamnă bagnotă de ocupație. Iată aici e o emisiune de ocupație germană în Ucraina, de aici în jos,
Cea mai scumpă din această serie este cea de doi carbovanțe, dar să dau undeva la 200 de euro acum pe ea, nu am considerat că este util. Se ajunge până la valoarea de 500, eu m-am oprit la 50 deocamdată. Pot să vă promit că voi încerca să fac roșii de celelalte. Mi-a fost greu să fac o selecție, cum vă spuneam, a ceea ce v-am adus astăzi, fiind foarte, foarte greu să mă decid, foarte, foarte dificil să mă decid ce anume să vă prezint. Este un domeniu complex, asta pot să sintetizez. De-a lungul timpului sunt făcuți după același tipar acești bani sau au fost, eu știu, foarte diferiți? Pentru că vedeam de la hârtii albe imprimate cu scris, erau făcute în alb-negru, până la o coloristică diversificată. Da, răspunsul aici este unul iarăși ciudat. Au fost state care au copiat, să spunem, pattern-ul, modelul altor state, dar în principiu, de-a lungul istoriei, fiecare stat a încercat să-și creeze un stil propriu, să-și creeze elemente de siguranță proprii pentru a nu fi falsificate și, bineînțeles, pentru a, la un dat era, cred, și un soi de mândrie la nivelul autorităților centrale. Bagnota mea este mai frumoasă decât bagnota ta. Dacă e să fiu poate subiectiv, unul dintre cele mai frumoase designer de poate cel mai frumos design de bagnotă, din păcate nu mai este în circulație pentru că Franța nu mai are monedă și bagnotă proprie, aparține statului francez. O coloristică, imprimarea unor personalități naționale, unor personalități din diverse domenii, istorie, muzică, artă și așa mai departe, face ca bagnotele franțuzești până la trecerea la moneda euro să reprezinte, din punctul meu de vedere, un domeniu extrem de atractiv pentru colecționari. Pe de o parte este bine că s-a trecut la moneda euro pentru că s-a oprit emisiunea de bagnotă și poți să faci jos de ele. Pe de altă parte, parcă ai așa un soi de regret că astfel de bagnote cu o coloratură, cu o imagine frumoasă nu mai apar. Știm cu toții că bagnotele euro nu sunt foarte atractive decât prin puterea, să spunem, financiară pe care o oferă. Dar pentru colecționari nu mai prezintă același interes precum vechile monede naționale sau bagnote naționale. Pentru că ne apropiem de final, vreau să vă întreb ce anume doriți să mai achiziționați în perioada următoare, dacă aveți așa o vagă idee sau una concretă, și ce ați vrea să se întâmple cu această colecție atunci, eu știu, când veți fi bătrân, presupun că doriți să o lăsați moștenire fiicei. Da, o întrebare, cel puțin prima parte a întrebării, destul de dificilă. În plan am foarte multe achiziții, nu îmi permit însă poate nici două, trei dintre ele. Alerg foarte mult de-a lungul unei zile pentru a pune cât un ban deoparte, evident trebuie să aduc și în casă pentru că e natura firii umane. În altă ordine de idei, în perioada următoare voi încerca să achiziționez alte bancnote românești, cele de, să spunem, sub 1930 reprezintă o prioritate, chiar 1940, pentru că sunt și mai dificil de găsit și reprezintă o provocare, în special din perspectivă financiară. Nu e de aici de acolo pentru o bancnotă, să spunem, de dimensiunea aceasta, să dai 200 de euro. E un efort financiar și cu siguranță cei care acum ne ascultă și ne urmăresc vor spune ăsta e nebun. Nu sunt un nebun neapărat, sunt un om care vede numismatica nu doar ca pe o pasiune pur și simplu, ci ca o potențială, să spunem, sursă sau nu, ca o potențială investiție pentru viitor, că tot puneați această întrebare. Mi-aș dori să nu fiu nevoit vreodată să apelez la vânzarea fie și pe părți a colecției. Este trist, parcă s-ar duce așa bucățele din suflet. Evident, mi-aș dori ca fiica mea să ducă mai departe pasiunea. Ce am remarcat ca o picanterie, ce am remarcat la colegii mei, prietenii mei numismați, fetele lor nu par să manifeste plăcere pentru arta colecționatului din domeniul numismatic. De obicei băieții au această aplecare. Poate Maia va fi o excepție și va duce mai departe colecția. Dacă nu, atunci când voi fi prea bătrân să mai pot opune sau când, Doamne ferește, nu voi mai fi aici,
Nu cred că voi mai avea un cuvânt de spus. Poate se va păstra această filmare și o va vedea și ea peste ani, măcar să aibă grijă ce vinde, cui vinde și cu cât vinde. Asta este foarte important. Așa poate aștea și eu acolo liniștit, că n-am alergat ca nebunul o viață întreagă și să se risipească, nu știu, pe 2 lei. Este o senzație pe care o ai atunci când ajungi la o vârstă și vezi că ai strâns ceva. Ai pus suflet, ai investit, alții poate investesc în mașini scumpe, în, nu știu, haine, în telefoane, mai știu de care știu să și spele, să gătească singure, probabil. Eu nu le văd o investiție toate aceste lucruri, le văd ca pe ceva pasager, ca pe ceva trecător. Ceea ce colecționez eu, pe lângă faptul că reprezintă frânturi de istorie, reprezintă și, repet, o sursă de a avea un viitor cineva cândva. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația în cadrul emisiunii noastre. Pentru mine a fost o lecție de istorie, să zic așa. Chiar mi se pare fascinantă această pasiune și, de ce nu, atunci când toată această colecție o să fie mult mai bogată decât este, vă așteptăm la o nouă emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru prilejul pe care mi l-ați oferit astăzi de a vorbi frânturi despre această pasiune, zic eu, ce nobilează sufletul și care ne ocupă foarte mult viața, inclusiv latura financiară. Cu siguranță ne vom mai reauzi, ne vom revedea. Voi răspunde cu drag invitației dumneavoastră ori de câte ori se va pune problema să vorbim despre această pasiune și despre colecția mea. Vă mulțumim și dumneavoastră celor de acasă care ne accesați site-ul și care, bineînțeles, ne vizionați emisiunea. Vă invităm și duminică de la ora 22 să accesați site-ul nostru www.cultcratimaura.ro, iar la rubrica Cultura în Imagini veți putea afla detalii interesante despre colecționarii de monede, bineînțeles despre numismatică, așa cum spunea și invitatul de astăzi. De asemenea, vă readuc aminte că din această săptămână revista noastră se găsește în toate chioșcurile de ziare din județul Gorj. Până data viitoare, toate cele bune!